Nu tot ceea ce se reclamă a fi produs tradițional e tradițional. E doar ceea ce și declară atunci, producătorul și ce vrea consumatorul. Și să putem să ne bazăm pe ceva și când mergem la cumpărături, ce trebuie să urmărim? Păi, odată, ca și cumpărător, ce trebuie să verific? Ce etichetă trebuie să caut? Sau ce notificare undeva? În fața ochilor sau cu ochii minții vedem vitrina aia largă și lungă de la un retail. Eu acum, dacă sunt plămândă, văd multe lucruri și ai vitrină. Ca simbolistică, cumpărătorul se uită la diverse lucruri. Poate să fie o culoare, un nume, un ambalaj, are lucruri în minte când alege, dar în ce privește produsele care au trecut prin produsele alimentare care au trecut printr-o validare într-un cadru legal și cineva a verificat pretenția de produs tradițional, care e o pretenție culturală, economică, socială. Adică nu spui pur și simplu că e tradițional pentru că crezi tu că e tradițional. Și atunci alegerea se face pe tipul ăsta de etichetă, care sigur este colorat, pus pe ambalaj și asta este o alegere. Deci, practic, te uiți pe ambalaj și vezi dacă pe el sunt puse logo-urile care simbolizează că produsul a trecut prin acest proces de certificare.